spune, doamnelor și domnilor, s-a furat mireasa. De data asta o să vă spun, doamnelor și domnilor, vă furăm solista. Sunt Răzvan, am nevoie de Anca sezonul ăsta la X Factor. Draga noastră, ai trecut mai departe. Mergi la audiție cu juriu la X Factor, sezonul 6. A fost cea mai frumoasă surpriză și au fost niște emoții copleșitoare, dar a fost foarte, foarte, foarte frumos. Am simțit că nu mai pot să mai stau pe picioare. A fost exact ce trebuia. Dragul meu coleg, îți prezint ce am răpit. Răpirea din Brașov. Ups. Ce te uiți așa la mine? Era la o nuntă la prietena ei și cânta ce crezi, mă? Ce? De dragoste nu e nimic, nu e. Dacă-ți spun... Pot să spun că am experiență în ale cântatului și tot timpul mi se spune chestia asta. Ce mică ești și ce voce mare ai. De unde atâta voce? Cu cine ai venit? Frate. Am venit cu fratele meu, Florin. Florin e pe noi ca de greu, ca băieții. Pare bine. Stăm aici, ne uităm la ea cum strălucește. Vine înapoi, 3 de da sau 4 de da, clar, nu? Se știe. Zdrobește-i. Încerc. Până la capăt. Succes! Baftă, 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 baftă! Eu sper că și mama și tata mă văd de acolo de sus și veghează asupra mea și o să mă ajute mult și aici, unde am ajuns. Când mama mea a murit, aveam 18 ani și eram și foarte apropiată de ea. N-am putut să merg la înmormântare și am ales să stau deoparte și să nu știu de ce se întâmplă în perioada aia, acolo, acasă. Nici tatăl meu nu mai este printre noi, din păcate. Tata a murit de cancer pulmonar. Și a fost foarte greu pentru mine. De-aia am și ales să nu știu nimic în perioada aia, să nu văd nimic, să nu știu nimic și să stau un pic deoparte, pentru că am simțit că altfel nu pot să merg mai departe. Și sper din toată inima să-i fac mândri de mine și că am ajuns până aici, de faptul că am ajuns până aici. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Bine te-am găsit și noi! Ne bucură zâmbetul tău, ochelarii sunt dintr-un film cu Demi Moore, iar părul... Mulțumesc! Din alt film cu Albă ca zăpada. Și este al meu. Numele meu este Anca Pârlea. Sunt din Craiova, dar stau în Brașov. Pe ce stradă în Brașov? Trebuie să spun? Da. În zona de munte, să spunem așa. Bună zona. Pe acolo, pe lângă Tâmpa. Foarte bună zona, da. Bravo. Înseamnă că oxigenul este... E foarte important. Trebuie să respirăm aer curat. Ce faci în Brașov? Cânt la vioară în Orchestra Operei din Brașov. Ce ne-ai pregătit pentru astăzi? Astăzi am ales o piesă românească. Bravo. Care se cheamă Trurli, Trurli, Dragă. Doamnelor și domnilor, este Anca Pârlea.